politicienilor. Nu știu dacă cetățenii obișnuiți au avut timp sau au stat să se aplece, să vadă cum îi va influența, ce le va schimba în viața de zi cu zi și în bugetul familiei. Da, a fost foarte rapid această promovare a ordonanței simple. Pentru că, să punem lucrurile clar în context, s-a aprobat o ordonanță simplă de modificare a codului fiscal în anumite zone ale lui, ordonanță care își urmează traseul legislativ în România, pentru că în Parlament ea va trebui trecută prin cele două camere și aprobată prin lege, deși a intrat în vigoare la data publicării în Monitor Oficial, ea până la sfârșitul anului sau până la momentul în care legea o va aproba, e de așteptat să fie în altă va putea formă. Suferi modificări. Va putea suferi. Unele prevederi se aplică de acum, altele de la de finalul de anului și începutul anului viitor. Așa este. Eu m-am analizat mai atent ce a însemnat impozitul pe proprietate. Da, m-am uitat și la zona micro-întreprinderilor, colegii mei din zona profesiilor liberale, fiind micro-întreprindere, au și avut poziții publice apropo de diminuarea pragului și de creșterea impozitului până la urmă. Că una este să ai 1% maxim, la un maxim 1 milion de euro, da, că e un calcul simplu. La 1 milion de euro, 1% înseamnă 10.000 de euro impozit pe an. O companie de genul serviciilor profesionale, te aștepți, poate să aibă o marjă de profit undeva de, să zicem, la 1 milion de euro, 15%. Asta înseamnă 150.000 de euro, din care 16% impozit, e o dublare deja a impozitului pe care îl plăteai. Ca un calcul simplu. În rest, s-a discutat foarte mult pe domenii. De exemplu, am văzut că cei care n-au vorbit foarte mult au fost cei cu accizele la tutun. Au acceptat, cred că au negociat, a fost o negociere fructuoasă de ambele părți și acolo nu s-a auzit zumzet în spațiu public. A fost în zona transportatorilor din nou o discuție, care și aceea a fost oarecum calmată în urma discuțiilor pe care le-au avut. Chiar am fost în ședința Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Finanțelor și domnul care reprezenta inclusiv patronatul din zona transportatorilor a avut o poziție corectă, spunând că, uite, deși nouă ne-am rezolvat problemele, pentru celelalte domenii sociale, teza pe care partenerii sociali au spus-o era că în prag de criză, toată lumea anunță criza anul viitor, e o greșeală să vii să modifici impozitele și taxele, crescându-le și împovărând până la urmă mediul economic și implicit oamenii, de fapt. S-a discutat puțin despre indivizi și despre mai mult despre zona economică. Partea de impozite locale, sigur că ne afectează pe fiecare dintre noi. Și aici sunt cele două discuții. Am auzit și în discuțiile pe care voi le-ați mai purtat aici cu alți oameni foarte bine pregătiți, că sunt mici impozitele în România. Nu? Sigur. Un exemplu pe care l-am dat și eu recent, am analizat, e 200 de lei. Un apartament în București, a cărui valoare de piață e probabil undeva la 80-90 de mii de euro. Un impozit de 50 de euro pe an nu pare 40-50 de euro foarte mult. Problema este, în schimb, de creșterea lui, acestui impozit, de momentul în care acest lucru se întâmplă. Acum, nu neapărat vreau să discut despre... E clar că în prag de criză nu e oportun să majorezi impozitele. De ce a făcut guvernul lucrul ăsta? N-a fost suficient de clar, dar dacă te uiți atent, ceva i-a împins să nu dea înapoi. Păi sigur, nevoia de a aduna mai mulți bani la buget. Credeți că doar asta? Eu cred că au avut și niște jaloane și față de comisie, care s-au tot discutat, vezi excepțiile care sunt în legislația din România și trebuia făcut un pas, poate ca la snookers, astfel încât să mergi mai departe și să ai un dialog acolo, cred. Pentru că altfel graba a fost enorm de mare, adică ea s-a publicat în draft în 4 iulie, 10 zile au fost timp la dispoziție să trimiți observații și în 15 s-a aprobat. Domnule Vascu, câțiva oameni care se mai ocupă de subiectul ăsta au remarcat faptul că guvernul a mers pe repede înainte cu modificarea codului fiscal, nu a avut niciun fel de intenție de a dialoga cu beneficiarii, cu contribuabili, cu plătitorii de taxe. Întrebarea este însă alta. Credeți că pe oamenii interesează? În România, ce se întâmplă cu taxele lor?
aveți sentimentul că oamenii, contribuabilii, într-o discuție despre celulită, de pildă, și una despre faptul că guvernul le ia mai mulți bani din buget, ce discuție credeți că preferă? A, preferă celulita, pentru că nu conștientizează ideea de creștere de taxe. Pentru că pe canalele pe care s-a vorbit despre creștere de taxe au fost unele extrem de dedicate, să spun. Au fost televiziunile, dar ratingul este cum este, sau cât din populația care e vizată, inclusiv de la țară sau de nu știu unde s-a uitat la asemenea dezbateri. Că eu dacă vin și spun, știi, să folosești studiul notarilor, e o chestiune nefuncțională. Nu interesează pe absolut nimeni. Dacă venim și spunem, s-ar putea să vi se dubleze impozitul, să vi se tripleze impozitul și vei plăti această sumă, sunt convins că cu această întrebare directă vor reacționa și vor spune... Credeți că vor reacționa? Dacă îi întreb direct, eu cred că da. Eu am văzut mișcări de proteste în alte țări unde s-au majorat taxele, însă sentimentul meu este că românii văd taxele suplimentare, impozite suplimentare majorate ca pe un dat căruia nu îi te poți opune. Eu cred că nu sunt informați și nu au imaginea exactă a ceea ce se va întâmpla. Acum, la persoane fizice e posibil, care au case. Eu cred că de această categorie se va avea grijă în continuare și de către politicieni primari prin cota de impozitare și să vedem cu valoarea impozabilă. În schimb, cred că se vor resimți majorări în zona nerezidențială. Indiferent că ești persoană fizică, deținând un hotel, o benzinărie sau o rafinărie, de a fi având-o, sau ești persoană juridică, acolo ne putem aștepta la creșteri și cred că de acolo vor compensa autoritățile. Dar uitați, o întrebare, vă propun să facem o paranteză și o întrebare directă, concretă, pentru că nu a fost foarte limpede din ceea ce au explicat guvernanții. Acum sunt mai multe categorii, rezidențial, nerezidențial, dar e și o categorie cumva între, care are un impozit mixt. Da. În codul fiscal modificat se mai păstrează? Da, 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 s-a păstrat. Și mai concret, dacă un cetățean are la el acasă, în apartament, sediul social al firmei, va plăti un impozit mai mare sau nu? Nu. Firmele cu sediu fără activitate, gen taximetrist, da? Diriginte de șantier, zugrav, care nu-și desfășoară activitatea la ei în casă, nu zugrăvesc în fiecare zi, nici nu plimbă taximetru prin sufragerie. Dar trebuie să aibă un sediu undeva. Ele și până acum au fost considerate sedii fără activitate și construcția lor a fost considerată rezidențială. Din această perspectivă nu s-a schimbat nimic. Ceea ce au schimbat acum, deși era mai clar înainte, reușit să se clarifice, acum au dereglat din nou, au spus așa că la această utilizare mixtă, și să ne înțelegem, utilizarea mixtă este în cea mai mare parte în construcții care au avut inițial destinate de locuință. Dar la parter s-a gândit cel de acolo să-și construiască un mic magazin. Sau să-și facă un birou pentru că avea un excedent de spațiu. Deci din rezidențial s-a transformat în mixt. Mai puține hale industriale s-au transformat în case de locuit. Și atunci, cumva, valoarea impozabilă ar trebui să fie aceeași. Că e rezidențial, că e nerezidențial, că e doar e aceeași casă când vorbim de metru pătrat. Cota de impozitare diferă. Pe sistemul vechi era destul de clar. Tu declarai cât la sută din construcție o utilizezi nerezidențial și era o regulă de 3 simplă sau chestie de ponderare. Dacă 100 de metri din 500 tu aveai nerezidențial, era o cotă de 1%. Și la ceilalți 400 din 500 se aplica cota de 0,1%. Total, a mai fost o prevedere interesantă. Legiuitor a spus, dacă nu vrei să-mi declari, sau era interesant, zicea, dacă tu declari că nu declari, atunci îți aplicăm un 0,3% și cu asta basta. Acum spune așa, că utilizarea care va fi peste 50% va fi dominantă. Deci dacă tu declari 51% nerezidențială, îți va considera toată casa cu utilizare nerezidențială. Valoarea ar trebui să rămână aceeași, dar cota va fi diferită. Da? Și dacă nu declari?
Nu există varianta să nu declari, pentru că în evidențele primăriilor există deja o declarație. Că să ne înțelegem, nu inventăm acum, ele au plătit impozite și până în prezent. Deci există o structură de rezidențial și nerezidențial. Ce a apărut în plus și din nou birocratizăm inutil este că această afirmație cât la sută e rezidențial sau nerezidențial va trebui să o probezi. Ei, și aici apare povestea. Că nu e clar cum o probezi. Tot așa cum în codul fiscal au scris că primăriile vor notifica toți contribuabilii din România. Deci după aprobarea acestui nou cod, care intră în vigoare, mă rog, la 1 ianuarie în ce privește impozitele, îi vor notifica pe toți care este valoarea impozabilă a casei lor și impozitul. Cum vor face primăriile asta la 9 milioane de case, la Palatul Cec din București, la Peleșul din Sinaia și la celelalte, nu știu. Dar mă rog, și au zis așa, dacă în 30 de zile contribuabilul nu spune nimic, și-a dat acordul tacit. Dar n-au scris, dacă spune ceva, ce se întâmplă? Deci, bun, stați așa puțin. S-a schimbat codul fiscal, să mărește impozit sau să schimbă impozitul pe proprietate, da? Am înțeles bine până aici. N-a vorbit nimeni de nicio majorare. Au schimbat. Se da? Schimbă, dar și te când se gândi... schimbă, înțeleg că se mărește. Păi că te poți uita noi suntem obișnuiți cu lucrurile astea. Și dumneavoastră îmi spuneți așa, că eu va trebui să primesc o scrisoare de la primărie, nu? Așa scrie. Care să-mi spună cât e valoarea impozabilă a casei tale și cât e impozitul. Am de plătit, nu? Da. Asta ar trebui să se întâmple la o lună după ce intră au zis 60 de zile. În vigoare? Au zis 60 de zile, da. Dar e nefuncțională, pentru că trimiterea la studiile de piață administrate de notar, și aici o întreagă discuție, ele nu se fac pe anul viitor decât la sfârșitul anului 2022. Bun, deci haideți să le luăm pe rând. Deci ăsta e pasul următor. Pasul următor codul fiscal în vigoare, da. Primăria se uită cât valorează apartamentul meu, caută, trimite o scrisoare, da? Așa. Prin poștă sau electronic? Eu cred că prin poștă. Prin poștă? Cred. Ok. După care... Că n-au cum să trimită la țară electronic. După care eu va trebui anul viitor să plătesc impozitul local. Părerea mea e că vei primi adresa anul viitor, nu anul ăsta. Pentru că anul ăsta n-au sursă de informații să o facă. O vei primi în primul trimestru anul viitor și vei avea un răgaz să-ți plătești impozitul. Pe logica asta pe care dumneavoastră a studiat-o, spuneți-mi, cine câștigă și cine pierde din această schimbare? Sau mai bine spus, cine pierde mai mult din această schimbare? Sau cine va plăti mai mult? Ca să fie... Cine va plăti ca impozit mai mare? Sigur, da. Acum, trebuie să mergem gradat. Dacă primul lucru pe care îl luăm în calcul din modificările făcute, respectiv cele două cote minime de impozitare, care s-au stabilit deja la 0,1% rezidențial și 0,5% nerezidențial, da? Până acum aveam un interval. Era 0,08 până la 0,2 la rezidențial și era 0,2 până la 1,3 la nerezidențial. Deci, recapitulez, minim aveam 0,08, dar aveam un maxim de 0,2, iar acum avem un minim de 0,1, da? Deci o creștere de 25%, fără maxim, atenție. Bun, nu mai există maxim. Că calculele le aveți dumneavoastră, bănuiesc că sunt corecte. Oamenii de rând... Trageți-mi concluzia. Concluzia este că la toate localitățile unde era acest 0,08% calculat de primării, și aici este Timișoara în discuție, este Craiova în discuție, este Iași în discuție, Slatina, e obligatoriu să treacă la noua cotă minimă. Deci dacă nu se întâmplă nimic cu celelalte valori impozabile, în aceste orașe trebuie să crească impozitul cu 25%. Uh-huh. Pentru că s-a majorat cota minimă. Și în București? În București nu va fi atinsă, pentru că în București era deja 0,1% folosită. Deci la rezidențiale doar trecerea la cota minimă nu atrage după sine obligatoriu o creștere a impozitelor. În București. În București. Și în celelalte orașe, în Cluj era 0,2, de exemplu. Bun. Acum însă depinde totul, și o să vă rog să continuăm discuția, de suma, de evaluarea la care raportezi acest procent. Și de valoare impozabilă depinde. Și gândiți-vă că aceste cote, e interesant de ce au acceptat ideea să nu aibă limită de sus. Haideți să discutăm subiectul, continuăm discuția noastră pentru că e foarte interesant. E vorba despre taxele pe care le vor plăti cetățenii începând de anul viitor. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem.
Ne-am întors în fața ta continuu. Adrian Vascu este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre impozitul pe proprietate, da. Și ajunsesem într-un punct în care încercați cumva să dați un reper, să le dați cetățenilor un reper, să dimensioneze cumva. Da, încercăm să deslușim oarecum ceea ce este scris în prezent. Pentru că în același timp eu cred că până la sfârșitul anului niște modificări vor trebui făcute. Și cred că se vor face. Modificări la modificări? Da. Da. Ce mai facem modificări dacă le modificăm? Nu pot eu să răspund la acest lucru, dar știu că ar trebui făcute, pentru că eu de-abia aștept vocea primăriilor. Nu s-a auzit în aceste 10 zile. Dar primăriile vor trebui să spună, sunt în stare să emită aceste milioane de notificări tuturor cetățenilor? Au cum funcționarii din primării să ia caietul acela? Uitați-vă peste el, că e public pe toate site-urile. Să caute pe coloana nu știu care, pe zona nu știu care, o casă, nu e dată clar suprafața, să înmulțească cu un coeficient dacă are ăsta, sobă de teracotă sau nu. Va face funcționarul de la primărie acest lucru vreodată? Niciodată. Mie mi se pare, din ce spuneți dumneavoastră, că urmează un infern birocratic. Dar el va putea fi rezolvat simplu prin abrogarea unora dintre măsurile care s-au luat deja. Sau prorogarea lor. Dar e posibil în zona cotelor lucrurile să rămână. Și atunci dacă presupunem așa că toate valorile impozabile rămân valabile, cele de până în prezent, da? Ieșim din zona deocamdată a schimbării și a valorii impozabile, rămân cele din prezent, doar cotele dacă rămân așa, în orașele în care v-am spus va crește cu 25% impozitul datorită creșterii cotei minime. Deci încă o dată, care sunt orașele unde va crește? Sunt în acel tabel, dacă vreți să vi le spun pe toate, le citesc, din cele mai importante. Memorie. Păi este Timișoara, este, da. Craiova, cred că Iași, este Slatina, cred că Târgu Mureș, și nu vreau să greșesc. Le avem un tabel, le putem pune. Deci aici impozitul pe proprietate, pe locuințe va crește cu 25%. Minim, dacă păstrează cota și nu se întâmplă nimic cu valoarea. Valorile impozabile nu vor scădea, deci putem spune, răspuns final, că va crește cu minim 25%. În București, Cluj, probabil va crește, dar nu știm dacă. Dacă primăriile vor păstra cotele minime. Dacă reușesc însă să aplice noile valori impozabile, este posibil, teoretic, ca în unele zone, de fapt, să crească nominal mult mai mult. Vreți să vă dau exemplu casei mele? Vă rog. Ca să nu vorbim... M-am uitat cât plătesc impozit pe declarațiile pe care le-am primit de la primărie. Da? Și am văzut că am plătit impozit 950 și ceva de lei. Am calculat invers valoarea impozabilă și am dat seama că era undeva calculată pe algoritmul vechi la vreo 450.000 de lei. Da? În prezent. L-am întrebat pe colegul meu, domnul, care a făcut grila notarilor din Cluj-Napoca. Și am zis, ia spune-mi, te rog, ca să nu greșesc eu să caut prin acel catalog, cât ar fi astăzi dacă s-ar aplica această regulă la grila ta veche, pentru că pe viitor s-ar putea să nu mai semene grilele, dar la grila veche, cât ar fi casa mea? M-a pus să-i dau adresa, să-i spun unde este și mi-a scris după un mesaj 1.600.000 de lei. Da? Deci dacă se aplică acum 1.600.000, asta înseamnă că e o creștere de 3,4, undeva spre 4.000 de lei, de la circa 1.000 de lei, va fi impozit la un acest gen de casă. Da? Deci, încă o dată, deja o creștere consistentă. Cât plătiți acum? 950 de lei. Și cât veți plăti? Dacă se păstrează toată povestea asta? Da. Probabil în jur de 4.000 de lei, dacă primăria nu mai crește cota de impozitare. Că poate să ducă oricât, nu? Că la acest moment... Deci acum plătiți 950 și veți plăti 4.000? Dacă se ia valoarea din grila notarilor prezentă, la aceeași cotă de impozitare, va crește de 4 ori. Da. Între 3 și 4 ori. Păi e o creștere foarte mare, domnul Vascu. Ce să facem? Dumneavoastră poate vă permiteți. Păi, dar la acest moment, oamenii care nu au atâția bani, la acest moment să plătească de 4 ori mai mult? La acest moment, cred că ceea ce putem face este să conștientizeze oamenii ce urmează să rezulte din aplicarea unei reguli strâmbe. Pentru că nimeni n-a avut, sunt convins, aceste calcule făcute știind cât va crește impozitul. Dar cunosc deja companii care și-au făcut și ele, au spații comerciale.
da, și un număr de spații comerciale și plăteau 10.000 de euro impozite. Ei au zis, hai domnule, plăteam 10-15.000 de euro impozit, 20.000, dar să plătesc 80 sau 100 este mult prea mult. Credeți că va veni un moment în care oamenii vor descoperi cu surprindere, cum au descoperit acum câteva luni facturile la energie mărite, că impozitul pe proprietate, pe locuință, le-a crescut de 4 ori, ce se va întâmpla atunci? Depinde, pentru că dorința noastră de a ieși în stradă și de a lupta pentru asemenea drepturi este foarte mică, dacă nu ne scoate cineva, din câte am văzut eu în România. Iar creșterile nu sunt singurele acestea. Adică cu 100 de lei la magazin astăzi, cumperi mult mai puține ca înainte. Sigur, facturile la gaz... că pentru mulți va fi un șoc în momentul în care vor veni noile impozite. Eu m-am mirat că n-a fost șoc la creșterea cu energia. Și cu gazele. A fost un șoc. Păi au fost șocuri succesive. Singura șansă a fost că a venit vara. Și pe de o parte și pe de altă parte sunt subvenționate. Puțin subvenționate. La impozitul ăsta pe proprietate, nu credeți că politicienii vor apăsa din nou pedala subvențiilor? Nu există pârghia subvenției la acest moment, există doar acel bonus de 10% dacă plătești în prima, în prima perioadă. Sigur că nu s-a făcut o analiză de impact cu cât vor crește în realitate. Evident, dar... pentru că avem și aici discuția asta în care încercăm să ne lămurim de fapt cât vom plăti. Discuția este putem complicată facem, și pentru specialiști. Luați casele voastre, uitați-vă la ale voastre, ne uităm în grilă și din aproape în aproape ne vom da seama, dacă reușim să identificăm în grila aceea, cam cât va fi creșterea vizată sau mă rog, care ne va viza pe fiecare dintre noi. Calculul ar fi dacă legea rămâne în, dacă ordonanța aceasta s-ar transforma în proiect de lege, adică n-ar fi modificată. Dacă nu este modificat deloc, se va întâmpla în felul următor. Primăriile vor trebui, după cum spuneam, să facă acele notificări. Căutând niște valori, niște caiete care nu sunt digitalizate. Da? Nu vor găsi la multe din ele. Ordonanța le-a dat o portiță și le-a spus, nu găsești, ia-o pe cea veche. Da? O vor lua pe cea veche, la nerezidențial, de exemplu, și vor aplica noile cote. Dacă așa se va întâmpla, la nerezidențial, cine vor fi cei mai loviți, vor fi proprietarii care au fost, sunt persoane fizice, care au avut clădiri nerezidențiale. Pentru că primăriile, în multe orașe din țară, i-au ajutat în sensul că aveau o cotă de impozitare cam de 0,2%. Și acum minim e 0,5%. Deci va crește de două ori jumătate. Ce a făcut bun codul fiscal, această modificare, ceea ce eu susțin să rămână, este că există o singură cotă pe utilizare rezidențială și nerezidențială și nu se mai divide în cine deține proprietatea rezidențială, cine deține proprietatea nerezidențială. Cum s-a gândit inițial în 2016 și s-a pus același interval de cote la cele două, dar primăriile au ales cote diferite. Asta a fost o, n-a fost anticipată chestiunea asta, primăriile s-au descurcat și au încercat. Se vede că este o încercare de protecție cât se poate a cetățenilor, persoane fizice, dar dacă e posibil să crească impozitul, nu e rău să crească. Domnule Vascu, sunt doi elefanți în momentul ăsta în discuție. Inflația și recesiunea. Combinația dintre inflație și recesiune dă un cocktail fatal pentru toate economiile. Ce înseamnă să crești taxele într-o perioadă în care ai inflație galopantă și te paște și pericolul recesiunii? Aici cred că răspunsul este simplu și știe toată lumea din zona economică. Nu acționezi prociclic și nu vii în perioadă de anunțată recesiune să mărești taxe. Păi nu, da? Sunt economiști la guvern? Spuneți că asta o știe orice fel de orice economist. Eu ce nu știu... La SNN-ul întâi. Da, eu, și asta au spus toți partenerii sociali. Toată lumea a discutat despre faptul că e inoportun acum acest act. Deci Comisia de Dialog Social a fost ceva de genul la Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe spunea, prin oamenii de acolo care își făceau treaba. Domnule, acesta este actul și toți partenerii sociali spuneau, domnule, noi cerem oprirea lui. Noi cerem oprirea lui. Este inoportun sau sinucigaș? Este, sinucigaș nu este, că nu moare o țară atât de ușor, dar este împovărător și mai rău de atât, nu sprijină deloc mediul economic.
Da? Adică vom fi în continuare singuri și fiecare se va descurca cum va putea. Dar unele măsuri, repet, ele nu pot fi aplicate. Deci asta nu se înțelege. Dincolo de oportunitatea creșterii impozitelor, pot să înțeleg că există o gândire că e nevoie de bani. Să vedem, fără un calcul, dar să iei niște măsuri care nu vor putea fi aplicate. Asta îmi spune că și nu sunt. Sunt acolo oameni care au priceput. Dar fiind pe repede înainte, a spus, hai să o lăsăm acum așa, dar de ce și vedem ce va urma. Pe repede înainte. Dacă spuneți că la guvern sunt niște oameni care au priceput, totuși este un guvern liberal, nu condus de liberal, care, cel puțin în teorie, nu iau măsuri împotriva propriului electorat, împotriva mediului privat. Nu știu de ce a forțat pachetul ăsta. Nu știu de ce a fost atât de grăbit, dar ca să aveți o imagine, dacă marți, deci la a șaptea zi, la opta zi parcă de la publicare s-a făcut prima comisie de dialog social la Ministerul de Finanțe, una dintre comisiile care sunt consultative, dar necesare pe procesul legislativ, pe draftul de act, care nu fusese modificat pe baza discuțiilor de cu o seară dinainte între partenerii sociali și guvern, în momentul în care s-a pus problema, hai că mai modificăm ceva, partenerii sociali au spus, dați-ne să trimitem membrilor noștri, ne vedem peste o săptămână. Dar următoarea ședință a fost convocată peste două zile. Deci grabă. Foarte mare, mare grabă. Asta pentru că aveau un calendar. Este să aducă bani la buget? Nu, urgent, că nu aduc. Sau... Măsurile implementate acum și e foarte ciudat că înțelegeam graba. Dacă încercai să te strecori până în 30 iunie ca să ții seama de povestea aia nerespectată în România cu șase luni la codul fiscal. Dar nici măcar asta nu s-a întâmplat. Da? Deci a fost o grabă, a fost un calendar undeva, poate nu atât de public, care spunea că la data de vinerea trecută, ordonanța trebuie să fie aplicată, trebuie să fie aprobată. Și a fost aprobată. Bun. Continuăm discuția noastră, domnule Vascu, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Ne-am întors în fața ta continuu. Adrian Vascu este invitatul zilei de astăzi. Discutăm despre modificările codului fiscal, modificări grăbite, făcute pe repede înainte. Ați avut vreo secundă senzația că impactul acestor modificări, chiar și asupra veniturilor bugetare, a fost unul calculat, studiat, în profunzime? Sunt sigur că în zona impozitului pe proprietate n-a putut fi calculat un asemenea impact. Sunt absolut sigur pentru că dacă ar fi făcut acest calcul, ar fi trebuit să știe cât vor fi valorile impozabile anul viitor, ceea ce nu știe nimeni acum. Știe doar că au trimis la un document despre care nu se știe cum se va face pentru anul viitor. Deci nu există un asemenea impact. Dar, desigur că creșterea nivelului minim al cotelor pentru anumite localități din România și noi vorbim de orașele mari, da? Dar este foarte posibil ca la țară mulți să fi păstrat cota de 0,08% minimă. Și atunci și ei să fie vizați de această creștere doar din cote de 25%. Ce n-am înțeles eu era că dacă oamenii politici ar fi dorit creșterea impozitelor, aveau cel mai simplu instrument la dispoziție numit cota. Da? Și controlai exact cât crește. În loc de 0,1 va fi 0,4, va fi o creștere de 4 ori. Și aveai și niște estimări previzibile ale impactului. Știai tot. Dar au mers cumva spunând, nu neapărat mărim cota, să nu ne asumăm într-un fel, deși sunt foarte curios cum vor reacționa autoritățile locale în viitor la lipsa pragului superior de cote, care vor merge la ori 2, ori 3, ori 4, cât nu se putea până acum. Și aș mai face un apel cuiva, nu știu cui, cum am putea noi afla cât sunt cotele de impozitare în toată România? Știți că nu le găsești? Culmea, există tabel făcut de Banca Mondială care spune cât e la orașele din România. Dar dacă te duci la statistica noastră, nu o să găsești decât dacă vei căuta tu undeva pe internet hotărârile de consiliu local din fiecare localitate. Bun. Să spunem că vine cineva la dumneavoastră, domnule Vascu, și vă spune, vă pricepeți la locuințe, la imobiliare, să cumpăr acum un apartament sau să aștept până la anul ce vine, poate cade piața. Da, aici este, după părerea mea, aici este o mare capcană.
Niciunul dintre cei întrebați ca mine nu cred că cunosc cu adevărat răspunsul încât să influențeze decizia și destinul unui om. Pentru că a cumpăra o casă înseamnă mai mult decât a plasa niște bani. Iar chiar a dori să plasezi niște bani astăzi, la ce se întâmplă și cu criptomonedele și cu cursul de schimb leu dolar, leu euro, nu știu dacă există vreun cineva care să aibă capacitatea de a vedea și de a-și asuma responsabilitatea spunând unuia nu investi, stai tu în chirie că la anul vor scădea prețurile. Pentru că poate apare alt război în partea cealaltă, eu am scuză și vin și spun, a, păi știi, când ți-am spus eu să nu faci acest lucru, erau alte condiții. Prin urmare, cei care vor să afle chestiunea asta, sfatul meu este să întrebe 2, 3, 5 oameni să-și ia informația, după care să-și pună pe masă de ce vor să facă această investiție. Dumneavoastră, ce ați face? Dacă ați fi în fața unei oferte de locuință, dacă aș aveți avea bani, o sumă de bani, da. Ați lua o locuință acum sau da, ați aș cumpăra locuință în București a doua zi? La prețurile care cât sunt este? Acum aș căuta cel mai bun preț pentru mine. În momentul ăsta? Da, pentru că am nevoie să locuiesc. Eu am o anumită vârstă. Viața mea nu are legătură cu rentabilitatea banilor pe care investesc. Decât să mai stau în chirie și cineva să vină să-mi spună peste un an de zile sau 6 luni va trebui să plecați pentru că vine altcineva și îmi dă peste cap, îmi răvășește viața că m-am obișnuit cu un anumit lucru, mă uit și văd. Am posibilitatea să fac chestiunea asta, îmi fac calculele, mă duc și îmi cumpăr casă că am nevoie. Dacă nu aveți banii și ar trebui să luați un credit ca să vă luați o locuință în momentul ăsta în București, ați luat creditul? Depinde. Depinde dacă pot să-l iau. Și cu câtă ușurință, da? Pentru că da, merge și a face diverse documentații și a nu te încadra. Bun, și să sperăm că poți să iei. Poți să iei oricât? Poți să iei. Dacă poți să iei oricât, înseamnă că ai asemenea venituri. În condițiile în care băncile vor crește dobânzile, probabil rata sincer, va fi împovărătoare. Îți cazul meu. Cu orice nevoie de a avea casă acum și pe care dacă aș avea bani aș cumpăra-o, dacă ar fi acum să fac demersul să iau un credit, n-aș face acest lucru. Motivul? Motivul este că n-am o urgență, nu mă dă nimeni afară 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an de zile. E un răgaz suficient în care să văd ce se întâmplă cu macromediul în general, ce se întâmplă cu business-urile în care suntem fiecare dintre noi, cu stabilitatea veniturilor, ce se întâmplă cu sănătatea mea, ce se întâmplă cu alți factori care, pe care iei în calcul în momentul în care tu vrei să faci o asemenea investiție. Deci să iau acum un credit și să-mi asum niște rate la aceste cursuri de schimb care sunt imprevizibile, n-aș face lucrul ăsta. Pentru antreprenori, urmează o toamnă dificilă și cel puțin o primă parte a anului viitor, la fel. La ce ați sfătui pe oamenii care lucrează în business-ul privat să aibă grijă? Acum, chiar dacă sună oarecum patetic, cred că primul lucru de care ar trebui să aibă grijă este de oameni. Primul lucru de care să aibă grijă. Dar înainte de a putea avea grijă de oamenii tăi, va trebui să securizezi așa cum poți business-ul. Exact ca în avion. Îți pui mai întâi propria mască, să poți ajuta pe ceilalți. Cumva ar trebui să înțeleagă cei care muncesc în aceste business-uri că au nevoie de o coeziune în perioada care vine și că ei fac parte dintr-o comunitate. Creșterea de prețuri afectează pe toată lumea. Toată lumea simte chestiunea asta și orice fel de salariat ar aștepta un sprijin, că el vede. Știi ce se întâmplă? Văd asemenea discuții. Statul mărește impozitul de 2 ori, îmi face nu știu ce. Și pe asta se uită spre antreprenor. Spune, poți să-mi dublezi și tu salariul? Nu de alta, dar facturi. Toate lucrurile mele s-au dublat. Să pot trăi decent cum trăiam ieri. Și atunci primul lucru ar trebui, după părerea mea, să se uite bine la business-ul lor. 2. Să vadă ce pot să reinventeze. Ultimul lucru pe care să-l facă este să aștepte criza și să aștepte recesiunea, să spună gata, am ridicat mâinile, urmează criza, așteptăm să treacă. E ultimul lucru, asta înseamnă moarte sigură. În schimb, pe valurile mari sunt anumite zone și unghiuri în care poți să iei un avânt foarte mare. Să se simtă mobilizat și să vadă ce pot să facă în jurul lor și în al doilea rând, după cum spuneam, după ce rezolvă acest lucru, să aibă grijă de oameni. Pentru că finalmente lucrează cu și pentru ei până la urmă. Când spuneți să aibă grijă de oameni, domnule Vascu, asta înseamnă să le mărească salariile? Sunt obligați patronii să mărească salariile oamenilor într-o perioadă în care tuturor le este greu? Avea grijă de oameni. Facturile au crescut, totul este mai scump, banii s-au devalorizat.
Avea grijă de oameni nu înseamnă neapărat să-i crești salariul. E o componentă. Să-ți pese de ei. Ei nu sunt niște mașini care vin, muncești și pleacă acasă. Să înțeleagă povestea asta, că ție îți pasă și da, în momentul în care el cu banii pe care îi duce acum acasă, nu mai cumpără metri cub de gaz din iarnă, nici litri de benzină, nici lucrurile pe care le făcea. Ar trebui să compenseze într-un fel. Măcar să trăiască dacă tu trăiești ca business. Da? Atunci, el trebuie să trăiască, el ca individ, măcar cum trăiește businessul tău. Da? Sau te duci și spui, uite ce mașină frumoasă mi-am cumpărat, toată lumea o admiră și le spui, dacă să munciți foarte bine, anul viitor îmi voi cumpăra una și mai frumoasă. Da? Mulți patroni în România care judecă așa? Nu știu, eu cred care că... Care și-au mașini și vile, eu sunt cred patroni că... bogați cu firme sărace și cu angajați săraci? Eu cred că a ieșit oarecum cuvântul patron, care a fost extins în anii 90, cred că începe să fie... Avea o conotație negativă în anii 90. Nu neapărat, da? Era o chestie de-asta, era foarte prezentă manifestarea dreptului de proprietate asupra orice. E al meu, eu am făcut, eu nu știu ce. Cred că sunt mulți antreprenori astăzi care nu-și mai spun neapărat patroni. E posibil să mai fie cei care ajunși acolo, prima chestiune dorită o viață întreagă era să aibă o mașină de nu știu ce fel. Dar semnalul de alarmă este mult mai serios acum ca în trecut, pentru că de fapt principala criză de forță de criză la noi e forța de muncă. Dacă nu te uiți atent, că tu nu poți face business singur și nu poți crește fără niște oameni, indiferent ce business ai, de la televiziuni până la producție de, eu știu, mezeluri și alte lucruri. Sunt foarte importanți. Și atunci dacă tu îi ignori doar pentru a-ți plimba tu, doar tu și ceilalți, sigur că îți plătești aceste reacții. Că până la urmă... Domnule Vascu, probabil puțin dintre cei care vă văd la televizor știu că dumneavoastră aveți de fapt o viață dublă. Spuneți-mi, cu ce vă împăcați mai bine? Cu cifrele sau cu notele muzicale? A... Notele muzicale sunt o, mă rog, viață dublă. Îi aloc mai puțin timp, dar e o resursă fantastică de energie și de... Cântați într-o trupă. Da, pentru că niște oameni care sunt buni pe meseria lor, ca Vladic Nejevici, care a cântat în Compact, Teo Boar, nu în Pacifica, și Iuri Pascu și așa mai departe, Dorin Andone, actor la Teatrul Național, ei, lângă asemenea valori culturale, să te mai adaugi, poate și cu un spirit antreprenorial, că de aceea trupa noastră se numește trupa cu valoare adăugată. TVA, știi? De la Teo, Vladi, Adi și Andone. Dar se numește TVA. Știi, am avut un spectacol și au strigat cei din sală TVA, TVA, TVA. Și am zis, tăceți din gură că vă aude fiscul. Cred că sunteți singurii din România care lăudați TVA-ul. Toată lumea vrea să scadă și voi cere să crească. Și atunci, o parte din viața mea, în anumite momente, este fenomenală cu această activitate. Dar eu trăiesc alături de colegii mei în activitatea noastră de evaluări, că asta este principala activitate pe care noi o facem și de aici trăim. Cealaltă de acolo e un rezervor de resurse, cum să spun, foarte importante să poți duce, vezi, toate aceste provocări pe care le avem. Ultima pauză a discuției noastre de astăzi, ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în ultima parte a discuției de astăzi. Adrian Vascu este invitatul zilei. Vă propun să ne întoarcem puțin la situația economică în ultimele minute ale discuției. Din ceea ce vedeți și ați putea estima, la cum se așează lucrurile, am putea să avem parte de o criză economică mai mare decât cea din 2008-2010? Cred că nu se compară pentru că sursele lor sunt diferite. Atunci a fost o criză financiară, peste care am trecut, da? Că vorbim, a fost o criză, ce s-a întâmplat de fapt atunci? Țineți minte de un dezastru, de vreun fel? A fost mai greu o perioadă, au scăzut salariile bugetarilor, dar n-a fost niciun dezastru. Ce se întâmplă acum e un mix. Post-pandemie, război în proximitate, creștere inflație, doar și nu doar în România și tot ce înseamnă Europa, plin de mașini pe șosele, deși prețul benzinei este foarte mare,
Da, deci eu aș vedea că trecem printr-o zonă diferită economic de ce am mai trecut până acum. Nu știu dacă va fi cea mai rea, s-ar putea să fie altele și mai rele, dar cred că ea trebuie abordată pe segmente. Eu nu cred că ea va afecta pe toată lumea. Cred că vor exista câștigători în această perioadă, dacă sunt pregătiți să se arunce în apă și să facă record la 50 de metri, 100 de metri sau 200 de metri. Cine va sta pe margine va fi pierzătorul crizei, da? Pe mâna lui. Deci din această criză va câștiga David Popovici. Exact. Pentru că David Popovici e un simbol. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule Vascu. Cu mare drag și eu vă mulțumesc. Mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.